Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Vremea Familiei, Departamentul Viață de Familie, Conferința Moldova, care ne va oferi o nouă temă în zona aceasta care vizează familia. Sunt Eugen Profir, gazda emisiunii de astăzi pentru următoarele 30 de minute. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise și o făcuse. Am citit din Geneza, capitolul 2, versetul 3. Adam și Eva au fost creați de Dumnezeu în ziua șasea. Prima lor zi întreagă a fost ziua șaptea. A fost sabat. Oare ce au făcut cei doi, Adam și Eva, în prima lor zi întreagă, care era și o zi de sabat? Familia și sabatul se întâlnesc, sunt de nedespărțit. Sabatul este făcut pentru om, spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa duce declarația aceasta a Domnului Hristos în zona aceasta a familiei, pentru familie. Tema emisiunii de astăzi, sabatul în familie, este continuarea temei, este partea a doua a temei precedente. Atunci am discutat despre închinare în familie, care merge acum în zona aceasta a sabatului. În Isaia, la capitolul 58, versetul 12, profetul ne spune: ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temeliile străbune. Vei fi numit dregător de spărturi. Ce pasaj inspirat și care direcționează gândirea noastră în această vreme pe care noi o trăim. Mă îndrept spre invitații mei de astăzi, domnul Laurențiu Gherghe, pastor Piatra Neamț, bine ați revenit! Bun regăsit, mulțumesc pentru invitație! Viorel Dascălu, colegul meu de slujire pe Departamentul Viață de Familie, lucrează la Vaslui, bine ați revenit! Bun găsit din nou! Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația de a fi cu noi în platou și în continuarea emisiunii de astăzi. Sabatul în familie. O temă provocatoare, aș putea spune. Recunoaștem că atunci când spunem sabat, ne gândim aproape instant la biserică, la închinarea publică și parcă totul se concentrează atunci când vorbim de sabat pe această zonă. Aș vrea ca astăzi să vă invit să schimbăm puțin registru și locația. De la biserică să venim acasă. Tema precedentă vorbeam de fiecare casă, o casă de rugăciune. Profetul Isaia în 58, versetul 12 spune: dregător de spărturi. Oare în ce aspecte ar trebui să luptăm, să lucrăm pentru rezidire? Prima întrebare pe care vă așez înainte este: ce legătură este între sabat și familie? Voi citi, înainte de a răspunde dumneavoastră, un pasaj din Cartea Educație, la pagina 250, Ellen White. Atât sabatul cât și familia au fost instituite în Eden, iar în planul lui Dumnezeu ele sunt în mod indisolubil legate. În această zi, mai mult ca în oricare alta, ne este cu putință să trăim viața din Eden. Planul lui Dumnezeu era ca membrii familiei să se unească în muncă și studiu, în închinare și recreere. Tatăl ca preot al familiei, al casei lui, iar mama și tata deopotrivă ca învățători și tovarăși ai copiilor lor. În ziua sa, el păstrează pentru familie ocazia comuniunii cu el, cu natura, cu fiecare, a fiecăruia cu ceilalți. Domnule Viorel, aș vrea să preluați ideea aceasta. Ce legătură este între familie și sabat? Sabatul a fost prima zi plină pe care prima familie a petrecut-o în prima lor casă, cu primul lor Dumnezeu și unicul Dumnezeu.
Dacă ar fi să luăm lucrurile oarecum cronologic, am putea spune că Adam a fost creat undeva poate dimineața, după ce a văzut toate animalele, le-a văzut că sunt perechi, le-a pus nume, Dumnezeu a stârnit în Adam nevoia de a avea o soție, de a avea pe cineva potrivit pentru el, apoi Dumnezeu îl adoarme somnul de amiază pe Adam și o creează pe Eva. Nu mai e mult timp, fac cunoștință cei doi, scurtez foarte mult ideea și apare apusul soarelui când Dumnezeu se întâlnește prin Domnul Hristos cu prima pereche. Și spune, știți ceva? Acum e ziua voastră în care voi vă veți întâlni cu mine. Păi stai, Doamne, da. Nu e prima noastră zi doar pentru noi? Să avem timp și noi să ne cunoaștem, să ne descoperim din toate punctele de vedere și Dumnezeu spune, nu, nu, nu. E prima zi în care voi, ca prima pereche, prima familie, vă întâlniți cu mine, care sunt primul în univers. Lucrul acesta este foarte important. De ce? Eu folosesc o paralelă. N-ai cum să folosești un gadget, un telefon celular, până când nu-l încarci. Sabatul este timpul în care familia se încarcă în relația cu Dumnezeu pe verticală și, cum spune Ellen White în paragraful pe care l-ai citit, în relația pe orizontală cu ceilalți. Deci sabatul are ambele valențe. Deși sabatul era a șaptea zi în săptămâna creației, pentru Adam era prima zi și parcă transmite un semnal, și anume la început Dumnezeu. Ne-ați mai putea îmbogăți cu anumite idei legate de întrebarea aceasta, familia Sabat? Cu siguranță că unii dintre cei care urmăresc emisiunea aceasta își vor pune întrebarea dacă într-adevăr sabatul este ziua aceasta sau sâmbăta. Conform adevărului Dumnezeu și a Bibliei, sigur că da, pentru că atâta timp cât Dumnezeu spune că trebuie să serbăm această zi în cinstea memorialului creațiunii sale, dar ca o încununare a tot ceea ce El a făcut, înseamnă că ziua aceasta nu este a noastră, este a lui Dumnezeu. Când vorbim despre sabat și familie, cred că trebuie să reiterăm această idee, și anume că sabatul îi aparține lui Dumnezeu în totalitate, este ziua Lui, nu este a noastră. Noi am bagatelizat un picuț, poate chiar mai mult, sabatul, în sensul că ni l-am însușit. În loc să îl oferim lui Dumnezeu într-o relație personală cu Dumnezeu, am înțeles serbarea sabatului după propriile noastre nevoi, după propriile noastre priorități, și uneori sabatul a fost denaturat, a fost devalorizat de încărcătura pe care Dumnezeu i-a dat-o. Ce au făcut primii noștri părinți în ziua a șaptea sau prima zi în care se întâlnesc? În primul rând, cred că au încercat să se descopere unul pe celălalt. Tu ești Adam, eu sunt Eva, au făcut cunoștință de ce existăm datorită Lui. De fapt, sabatul este o reamintire a faptului că noi existăm datorită Lui Dumnezeu și că frumusețea sabatului constă în frumusețea familiei. Dumnezeu unește sabatul cu familia în așa fel încât în atmosfera aceasta de sărbătoare dumnezeiască, familia să se regăsească pe ea însăși în relația profundă și directă cu Dumnezeu. Pentru că valoarea sabatului este dat de Dumnezeu și de prezența Lui în casele și în familiile noastre, după principiile Lui și după așteptările Lui pentru ziua respectivă. Mulțumesc tare mult! Aș vrea să fac un pas mai departe în discuția noastră, pentru că timpul a trecut și acum vorbim de familii care s-au extins și așa mai departe. Întrebarea pe care v-aș supune atenție este cum ar trebui pregătit sabatul în familia creștină. Ellen White, în Îndrumarea copilului, la pagina 529, spune: sabatul se deschide cu serviciu de închinare în familie. Înainte de apusul soarelui, membrii familiei să se adune pentru a citi cuvântul lui Dumnezeu, a cânta, a se ruga. Aici este nevoie de reformă, deoarece mulți au dat dovadă de neglijență. Trebuie să începem din nou să facem aranjamente ca fiecare membru al familiei să poată fi pregătit să onoreze ziua pe care Dumnezeu a binecuvântat-o și a sfințit-o. Ce pregătiri sau cum ar trebui să pregătim
momentul acesta al întâlnirii cu Dumnezeu. Mi-a plăcut ideea aceasta înainte de Apusul Soarelui. Ba mai mult, dacă ar fi să citim mai multe paragrafe inspirate, Ellen White vorbește despre faptul că pregătirea sabatului începe imediat după ce s-a încheiat un sabat. Adică pregătirea sabatului nu trebuie să aibă loc cu câteva minute înainte de a veni sabatul. Nu. Ci pur și simplu de duminică eu stau și mă gândesc ce pot să fac pentru ca următorul sabat să fie un sabat special. Asta înseamnă, și acum bă, prezint și mici sugestii din discuții pe care le-am avut cu anumite persoane care spuneau așa, noi de duminică deja gândim la meniul pe următorul sabat. Noi de duminică ne gândim la toată săptămâna în curgerea ei, în firul ei, să fie punctul culminant în sabat. Adică tot ceea ce facem noi, tot ceea ce gândim noi, duce spre sabat. Și dacă eu mă pregătesc pentru sabat de duminică, atunci pregătirea va fi eficientă. Dar dacă eu nu mă pregătesc de la începutul săptămânii, e ca și cum aș vrea să dau examen, n-am învățat deloc pe parcursul anului sau pe parcursul anilor de studiu și cu o seară înainte de examen mă apuc și învăț. Care este efectul? De aceea cred cu tărie că sabatul trebuie pregătit din timp. Domnule Laurențiu, s-ar mai putea adăuga anumite elemente în ce privește pregătirea pentru sabat? Poate din experiența de ani pe care ați adunat-o. Ca și sugestii cumva. Pregătirea sabatului are legătură cu relația ta profundă și personală cu Dumnezeu. Pentru unii, pregătirea sabatului poate nici nu există. S-au spălat repede că știu că apune soarele și zice gata, mi-am făcut parte. Mă întreb, oare primește Dumnezeu închinarea aceea? Pentru că și pregătirea sabatului este o formă de închinare. În esența ei. Este pregătirea pentru întâlnirea cu Dumnezeul tău, este pregătirea pentru a da importanță, a valoriza tu prin experiența ta cu Dumnezeul tău zilei acele speciale care nu ți aparține, ci este a lui Dumnezeu. Dacă o vom trata de așa natură încât să suntem tot timpul puși pe rezolvat lucruri chiar înainte de apus și să nu cumva să ne prindă sabatul, zicem noi, să nu ne prindă sabatul nespălați, nebărbieriți sau cu în care să fie fost făcută, cred că din punct de vedere legal am rezolvat. Ai rezolvat problema, intri în sabat și te poți asemăna, sau eu mă pot asemăna cu un cărturar sau un fariseu foarte bine pus la punct în privința aceasta. Am intrat în sabat, am chemat copiii riguros la deschiderea sabatului, însă pregătirea aceasta de sabat, nu știu, eu m-am născut într-o familie de adventistă, poate eu sunt tributar a treia generație. Sunt și părți pozitive și părți negative când ești născut într-o familie adventistă la a treia generație. Însă pentru mine, undeva, atmosfera sabatului începe de joi după amiază. Simțeam că se fac pregătirile, simțeam că intrăm în atmosfera aceea. Simțeam că vine deschiderea sabatului și la deschiderea sabatului știam că o să cântăm Când se lasă umbra serii. E o piesă frumoasă pe care noi o cântăm cu drag. Pentru mine, melodia aceea are o rezonanță specială. Și dacă putem să păstrăm un cântec dedicat în familie pentru deschidere și pentru închidere, putem să o facem. Bineînțeles că putem varia piesele muzicale, avem o multitudine de imnuri, dar cred că momentul acela trebuie să fie așteptat cu drag și să pregătim sabatul încheiind undeva după amiaza, vinerea, poate la după ora prânzului, imediat pe perioada de iarnă, poate puțin mai târziu, poate pe perioada de vară, când soarele apune mai târziu, dar inima ta să fie pregătită, să ajungi din timp acasă, să-ți iei timp să faci tot ceea ce trebuie să faci, pentru ca ziua aceea să fie cu adevărat o zi care nu-ți mai aparține ție, ci este a lui Dumnezeu și înțelegi semnificația ei. Îl aștept pe Dumnezeu. Da, de fapt e un act de credință, un act de credință de netăgăduit. Se deschide sabatul. Intrăm în sabat. În a treia parte a întâlnirii noastre din această emisiune, încercăm să discutăm puțin de aspectele practice. Cum vedeți curgerea unui sabat într-o familie creștină?
atât în perioada aceasta de criză, cât și în timpul normal de existență. Mărturii, volumul 6, la pagina 529, Ellen White scrie: dacă doriți ca fiii și fiicele voastre să țină sabatul potrivit cu cele spuse de poruncă, trebuie să îi învățați atât prin precept, cât și prin exemplu. Înscrierea adâncă adevărului în inimă nu se va șterge niciodată. Impresiile făcute din copilărie se vor vedea în anii de mai târziu. S-ar putea ivi împrejurări care să-i despartă pe copii de părinți și căminul lor, dar atâta vreme cât și ei primesc învățătura primită în copilărie și tinerețe, aceasta va fi o binecuvântare. Un pasaj extraordinar. Semnal de transmitere către generația mai departe. Care vreți dintre dumneavoastră, m-aș bucura să încercăm câteva aspecte practice în ce privește viața de familie. Dacă sabatul e o chestiune care trebuie bifată, atunci vei încerca să cauți o listă pe internet, în spiritul profetic, eu mai știu pe unde, așa, să cauți o listă cu activități care trebuie făcute, și acum atenție, mai ales cu o listă de activități care n-ai voie să le faci. Din nefericire, cele mai multe dintre familii s-au concentrat atunci când e vorba de sabat pe chestiuni de genul asta nu-i voie. Adică, în sabat n-ai voie să mergi, în sabat n-ai voie să culegi cireșe, în sabat n-ai voie să te uiți la televizor, nu comentezi, ci pur și simplu e număr, doar câteva. În sabat n-ai voie să te joci, în sabat n-ai voie să mergi pe afară, că s-ar putea să te joci. Și la un moment dat copilul se întreabă: bun, dar ce-am voie în sabat? Întrebarea e și foarte bine pusă. Un sabat plăcut. Scriptura spune sabatul să fie desfătarea ta. Asta spune Isaia. Da. Ori cum să fie o desfătare dacă tu n-ai voie nimic decât? Ești obligat să mergi la biserică și nu e rău lucrul ăsta, iar acolo trebuie să stai cu minte în bancă sau în scaunul tău, să nu vorbești, să nu socializezi, să fii atent la predică, n-ai voie să comentezi dacă ceva s-a întâmplat. Ce e sabatul de fapt? Sabatul este un memorial a creațiunii sau este o sărbătoare transformată într-o listă de nu ai voie? Cred că cheia de boltă reprezintă nu cel care a fost ținta sabatului, ci creatorul sabatului. Dacă eu mă îndrept spre Dumnezeu în sabat și dacă eu îl iubesc pe Dumnezeu, dragostea va transforma sabatul în ceva ce îmi place. Dacă eu nu îl iubesc pe Dumnezeu, ci îl respect de frică, de teamă, că mă trăsnește dacă rup o cireașă în sabat, atunci sabatul va fi un chin. Și abia aștept, mă uit pe ceas, 5 minute, 4 minute, 3 minute, 2 minute, apune soarele. Libertate. Am scăpat. Domnule Laurențiu, provocatoare cuvintele domnului Viorel și poate că trebuie să mai și nuanțăm anumitele. Da, aș rămâne pe cuvântul desfătare. Noi ca oameni avem două reacții. Și mă refer la cei care au practica, poate au păzirii sabatului. Cum să fie sabatul desfătare? Și atunci îmbrățișăm o atitudine extrem de conservatoare, de riguroasă, în așa fel încât copiii noștri abia așteaptă să nu vină sabatul, că se transformă într-o zi de chin. Și pentru noi, nu doar pentru copii. Și atunci o împingem într-o zonă destul de gri, ceea ce spunea Viorel adineauri. De asemenea, cuvântul desfătare poate să aibă și conotația liberală. Dacă sabatul e desfătare, atunci ce nu pot să fac eu pentru familia mea în cursul săptămânii? Pentru că sunt prea ocupat să muncesc, prea ocupat să am timp de discuție cu copiii mei.
hai să ne desfătăm. Și atunci ne desfătăm, plecăm, casa Domnului, lasă că avem noi timp de biserică. Acum ne dorim biserică în perioada asta. Și multe familii au redescoperit valoarea închinării în sabat. Hai să plecăm la pădure. Nu e rău să mergi în natură. Să nu faci din asta un obicei, o constantă. Și totodată am dus în zona aceea foarte luminoasă în care spunem, dacă tot mergem în natură și ele, nu ai spune, duceți-vă și admirați creația. Hai să punem și o minge în portbagaj, hai să luăm și grătarul dacă ne tot ducem. Deja ducem chestiunea într-o zonă din nou de extremă. Ceea ce ne este cel mai greu nouă este să ne concentrăm pe linia aia pe care o spunea și Moise. Oameni buni, spunea poporul lui Dumnezeu, nici la dreapta, nici la stânga, mergeți pe cărarea de mijloc. Cu alte cuvinte, să găsim soluțiile potrivite în care să îmbinăm închinarea, desfătarea așa cum o așteaptă Dumnezeu. Și încă o dată mă leg de pasajul, mi-a rămas mintea agățată de pasajul care tocmai l-ați citat, și anume că putem să învățăm pe copiii noștri prin precept sau prin exemplu. Întotdeauna vom învăța prin exemplu. Vor privi la exemplul nostru, ceea ce trăim noi după poruncile lui Dumnezeu, și vor urma și ei. Pentru că în casele în care doar preceptul are prim planul, copiii aceștia nu vor înțelege adevărata bucurie și închinare în sabat. Mulțumesc foarte mult! Aș putea să mai adaug și o idee. Atenție, sabatul închinat Domnului, și s-a schimbat doar o literă, de la D la S. Dar vă las pe dumneavoastră să analizați ideea aceasta ca și un pericol. Aș vrea să mă îndrept acum și spre zona aceasta. Ce sugestii puteți oferi pentru ca sabatul să fie mai atractiv? Să fie mai plăcut, în mod efectiv. Ellen White scrie în Îndrumarea copilului la pagina 536. Toți cei care îl iubesc pe Dumnezeu trebuie să facă ce pot pentru a transforma sabatul într-o bucurie sfântă și onorabilă. Ei nu pot face aceasta căutându-și propriile plăceri în distracții păcătoase și interzise. În schimb, pot face mai mult să înalțe sabatul în familia lor și să-l facă cea mai interesantă zi a săptămânii. Trebuie să ne dedicăm timp în a-i face interesați pe copiii noștri. O schimbare va avea o influență fericită asupra lor. Putem să mergem cu ei afară în aer liber sau să stăm jos, în dumbravă, la lumina soarelui, să le hrănim mintea discutând despre lucrările lui Dumnezeu, inspirându-i cu iubire și respect și îndreptându-le atenția către frumoasele lucrări din natură. Iată că s-a amintit aici și ieșirea aceasta în natură, în sabat, care nu trebuie neapărat aruncată ca fiind păcătoasă în sine. Cum e, domnul Viorel? Da, ies în natură pentru că natura e a lui Dumnezeu. Dar eu merg în natură pentru ca să-L descopăr pe Dumnezeu. Nu merg în natură ca să-mi rehrănesc, să-mi realimentez, să-mi resatisfac dorințele mele de o mingiuță, un grătar sau mai știu ce. Nu. Eu merg în natură pentru ca să-L descopăr pe Dumnezeu Creator. Și aș mai adăuga doar un lucru aici, care mi se pare deosebit de important. Sabatul e al lui Dumnezeu, nu e al meu. E timpul pe care Dumnezeu l-a pus deoparte pentru ca să se întâlnească cu mine și eu trebuie să pun deoparte timpul acesta pentru ca să mă întâlnesc cu El și cu familia. Deci, nu mingea, nu apa, nu copacii sunt elementul central, ci Dumnezeul copacilor, Dumnezeul apei, Dumnezeul cerului, Dumnezeul familiei mele. Ce minunat ar fi ca părinții să fructifice momentele sfinte de sabat adunându-și familia împreună. Pe lângă închinarea publică de la biserică, să fie și timpul acesta. Ce ați mai putea adăuga ca și sugestii? Am citit despre familie care avea acest exercițiu. Mi este mie de model. Familia aceasta punea în fiecare sabat dintr-o cele 4 sabate sau 5 sabate din cadrul unei luni, fiecare sabat îl puneau deoparte pentru cineva sau pentru ceva. Și anume, sabatul acesta este sabatul pentru săraci.
Și atunci făceau ceva de mâncare, acolo niște, le puneau într-o punguță și după amiaza, după ce se duceau dimineața la biserică, după amiaza se duceau la anumite persoane care erau în nevoi și personal cu copiii duceau darurile acestea, făceau o rugăciune cu ei, îi vizitau și plecau. Următorul sabat era sabatul pentru cei bolnavi. Și se duceau la spital, pur și simplu tot cu niște daruri, pregăteau, era o pregătire pentru momentul acela. Duceau niște daruri la cei bolnavi, poate din biserică, poate în saloanele din spital unde mergeau persoane care nu le cunoșteau. Dar duceau ceva din bucuria sabatului în felul acesta. Un alt sabat era sabatul pentru familie. Era sabatul în care petrecem timpul noi în familie. Și îl valorizau, se cântau, se rugau. Puneau deoparte totodată, spre exemplu, tot ceea ce le putea distrage atenția, dispozitivele electronice. Puneau într-un coșuleț multe activități pe bilețele. Le amestecau și tragem câte un bilețel și facem activitatea respectivă. Următorul sabat este sabatul în care primim în vizită pe cineva. Și găteau, făceau mâncare specială și invitau pe cineva la masă la ei. Fiecare sabat, în experiența lor de credință, aveau o dedicație. Și mi-a slujit de model familia aceasta și îmi place foarte mult perspectiva aceasta, pe care am să o împărtășesc și bisericii mele. Și cu siguranță că Dumnezeu te îmbogățește în sabatul respectiv, copiii au un sens al sabatului, nu doar dispozitivele, și aici e o mare luptă, cred că sunt mulți părinți care se luptă cu copiii în sabat cu dispozitivele electronice și o limitare în sabat a acestor dispozitive, a internetului, poate că este înțelept și nimerit. Poate că limitarea aceasta ar trebui făcută cumva și prin cursul săptămânii, pregătind. Absolut. Că dacă toată săptămâna se stă pe dispozitivele acestea electronice, imaginați-vă că pentru sabat e o problemă serioasă. Da, ideea pe care am înțeles-o personal din scrierile Elenei White este că sabatul trebuie să fie ceva special. Momentul acela trebuie să fie special. Închinarea de vineri seara, mersul la biserică, să te trezești din timpul să mergi la biserică, să nu te trezești așa pe fugă și atunci se iscă tot felul de discuții, tot felul de situații care dau naștere unor simțăminte înainte de sabat, care strică atmosfera. Și cred că mulți au plecat la biserică cu o atmosferă stricată de acasă, că nu știu ce s-a întâmplat. De aceea, pregătirea înseamnă responsabilitate. Am fost tare încântat de temeinicie. Intervenția pe care ați avut-o, și anume ca și sugestii pentru modul în care am putea să fructificăm timpul sabatului. Mă mai gândeam și la un alt aspect, dacă un sabat va fi dedicat unui copil, al sabat altui copil și el să se simtă, cum să spun eu, important în familia respectivă. Se pot face foarte multe lucruri. Sigur. Mulțumesc foarte mult pentru sugestii. Timpul a trecut, vrem sau nu vrem, noi ajungem la concluzii. Aș vrea ca într-un minut fiecare dintre dumneavoastră să trasați o anumită linie, o idee, un gând cu care să plecăm din emisiunea aceasta. Domnule Vrăr. Aș spune într-o frază așa: transformați sabatul într-o zi de sărbătoare și nu într-o zi de pușcărie. Faceți din sabat o zi specială în care familia întreagă, fie că e familie restrânsă, fie că e familie cu copii, poate chiar și cu bunicii, transformați ziua aceea într-o zi în care să simțiți că e ziua voastră. Eu am spus într-un context în biserica mea, cum serbați ziua de naștere, așa ar trebui respectat și serbat fiecare sabat. Mulțumesc foarte mult, o idee extraordinară. Domnule Laurențiu, un gând de final? Aș spune doar atât. Să prețuim sabatul și închinarea în sabat la biserică. Să prețuim închinarea în sabat în familie și să ne pregătim cu copiii noștri pentru acele momente când vom serba sabatul în alte locuri decât am fost obișnuiți să le serbăm. Acolo se va dovedi trăinicia relației noastre cu Dumnezeu și modul în care noi ca părinți ne-am înțeles misiunea față de copiii noștri, ca să le transmitem valorile cerului, valorile sabatului, pentru că, până la urmă, conflictul final al istoriei acestei lumi are legătură cu o zi de închinare.
Mulțumesc foarte mult! Ne-ați binecuvântat cu prezența dumneavoastră în emisiune. Ați creat un orizont extraordinar pe zona aceasta și sunt convins că mai sunt încă zone de explorat. Dar sunt convins că emisiunea de astăzi n-a făcut altceva decât să deschidă puțin anumite linii. Dragii mei, mulțumim lui Dumnezeu. Să nu uităm că sabatul a fost făcut pentru om. Și repet ce spuneam în introducere, pentru familie. Ce frumos! Familia împreună, acasă și la biserică. Vă mulțumesc că ați ales să fiți cu noi în timpul acestor minute. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă aveți sugestii, dacă aveți idei, adresa de mail va fi afișată, aveți posibilitatea să ne contactați. Până data viitoare, îmi doresc un singur lucru și cred că împreună cu colegii mei pot spune, ne vom ruga să aveți o casă binecuvântată de Dumnezeu. Sabatele să devină sabate forțe de apropiere de Dumnezeu și care să ne apropie mai mult unii de alții pentru acțiunile noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți!